Roma, în ce proiecte doriți să continuați din funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean în domeniul sportului? În domeniul sportului, așa cum am anunțat încă de acum un an de zile, împreună cu noua echipă și cu ministrii liberali, cu sprijinul ministrilor liberali, sper să obținem mult dorita finanțare pentru începerea lucrărilor la sala polivalentă de la Alba Iulia. Este un vechi vis, este un obiectiv pe următoarele 4 ani. Totodată ne propunem să susținem basketul pentru că ne aduce foarte multă performanță și aduce foarte mulți sportivi la sală și cred că ar trebui să ne acordăm o atenție deosebită tuturor sporturilor individuale și de echipă care aduc performanță și foarte, foarte multă promovare pentru județul. Fotbalul este ocolit în ultimii ani de primărie din Consiliul Județean. Eu o să fiu un promotor și al fotbalului pentru că fotbalul ne-a adus foarte mari satisfacții. Faptul că acolo au greșit niște oameni, cred că nu trebuie să fie o pedeapsă colectivă și cred că împreună cu noua conducere și cu noi colegi vom găsi înțelegere, mai ales că Unirea se află într-un moment extrem, extrem de dificil.